probă. Acum începem demonstrația. Da. În decurs de un an, pe planeta Pământ se nasc în proporții aproximativ egale bărbați, băieți și fete. Dacă timp de 10-15 ani se nasc numai fete sau numai băieți, omenirea dispare. Cine asigură acest echilibru perfect dintre sexe? Revenim în direct cu celebrul Pavel Coru, scriitorul numărul 1 al României din punct de vedere al cărților vândute. La telefon în continuare domnul nemulțumit din Sălaj. Vă rog, continuați. Cine e nemulțumit? Da. Sunt și oameni nemulțumiți de cărțile noastre. Ziceți, domnul Sabo, ce aveți pe suflet? Dar pe scurt. Nu, eu vreau să trec. Deci dacă vreau să zice că credeți biblioteca, asta vă primul. N-am înțeles. Mai clar să vorbim. Să repetați întrebarea. Sau mergeți la fereastră undeva, n-aveți frecvență. Care Biblia, care este, o folosește și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și așa. Dacă această Biblie este adevărată sau este doar o imaginație care, mă rog, după prezintele care... Biblie, dacă e adevărată sau nu. Deci am răspuns la această întrebare și răspund din nou. Mitul biblic nu se referă la Dumnezeu. Cei care au tradus zeii nord africani, Eli, Elohim, Shabaot, Adonai, prin cuvântul Dumnezeu, au săvârșit o blasfemie. În mitul biblic original nu e vorba despre Dumnezeu și nu are nici caracter divin, nici caracter revelat și nici caracter adevărat. Nu există sămânță de adevăr în această Biblie. Compilatorii ei nu cunoșteau de existența rasei albe, galbene, roșii, nu cunoșteau decât noțiuni foarte mărunte despre populațiile din orașele state Babilon, Egipt, Iudeia, Palestina, filistinii, cum le spuneau lor acolo, au murit și alte câteva triburi. Deci este vorba de o scriere cu caracter tribal, sălbatic, care are, din păcate, răspândire foarte mare. Este una din marile rătăcire ale omenirii. Sper că Dumnezeu va rezolva cumva această rătăcire, fiindcă eu nu mă simt în stare să o rezolv eu. Păi, deci în momentul când eu astăzi a ascultat că Biblia nu este adevărată, înseamnă că toate religiile care sunt cuvântul ăsta pare că e egal zero. Înseamnă că Dumnezeu nu există. N-am afirmat asta. În cazul ăsta, Biblia... Am afirmat altceva. Deci am afirmat că Dumnezeu există, dar nu-L găsiți în Biblie. Păi dar nu este altă, stimată Domn. Deci în Biblie nu e vorba de Dumnezeu, e vorba de zeii sălbatici. Eli, Elohim, Adonai, Shabaot și Iahu. Aici deja se via de la stăci. În primul rând, Biblia a scris Duhul Dumnezeu a inspirat. Deci dacă nu asta credeți în Sfinți, Sfinții aia care sunt trecuți în Biblie, au scris Biblia respectivă, da? Sunteți amabil să-mi numiți unul din Sfinții care a scris Biblia? Eu nu știu niciunul. Nu știți niciunul? Da, spuneți-mi unul. Păi da, este. Pe vremuri era Avram. Un moment, îmi permiteți, cine era Avram? Și ce comportare avea în fața lui Dumnezeu Avram? Nu e adevărat, Avram era incestuos, s-a căsătorit cu sora lui dinspre tată. Doi, Avram era proxenet, își trimitea soția să întrețină relații sexuale cu faraonul pentru bani. Nu era sfânt. Era un sălbatic, altceva. Deci, stimate domn Sălăgan, stimate domn, este singura sau cum vă cheamă, domnul Sabău, nu sunteți documentat în problemă și vă rog frumos să nu pierdem timp. Așa vă vorbiți dumneavoastră, înseamnă că eu aș avea o dată, aș avea o dorință. Deci Dumnezeu, țineți minte, Dumnezeu există, dar nu poate fi găsit în religii. Asta este regula. Și pentru că religia a făcut-o oamenii, stimate domn. Corect. Ori credința este una, da? Credința în Dumnezeu o are fiecare ființă. Religiile ne îndepărtează de la Dumnezeu, punându-ne să ne închidem la zei sălbatici. Elohim, Shabaot, Adonai și Iahve nu sunt Dumnezeu, vă mai respect o dată. Domnule, Dumnezeu, ca să poată să discute, să aibă o relație cu omul, da? A scris această Biblie. Deci, uite,
pentru că Biblia este împărțită în două cărți. Dumneavoastră vreți să-mi faceți pe Dumnezeu mincinos? Nu face Dumnezeu mincinos, dacă Biblia a fost scrisă în anul, dacă Biblia plasează facerea lumii sau Geneza în anul 5768 înainte ieri, în urmă cu 6000 și noi avem pe teritoriul nostru fosile veche de 1 milion, înseamnă că Biblia e mincinoasă. Biblia mincinoasă, vă rog frumos. Păi simplu. Dar preotul de ce vorbește din Biblie? Nu mă interesează preoții. Preoții trebuie să-și câștige existența. Domnule, înțelegeți, pe teritoriul României, la doi pași de dumneavoastră, mergeți la Cluj și admirați, tăblițele de la Tărtăria sunt 3. Au vechime 6000 de ani, deci sunt făcute înainte de facerea lumii, conform Bibliei. Pui anul ăla 6000 de ani, cazul dumneavoastră. Și aș avea o dorință odată, nu știu când o să pot, să iau altă discuție cu noastră, să vă demonstrez că nu-i chiar așa, cu discuția noastră. Să veniți cu niște date care nu aveți baze pe chestia asta. Bine, domnul Sabo, vă așteptăm la emisiune. Rezumate, domnule Sabo, nu știu ce profesie aveți. Eu nu-mi permit niciodată să afirm lucruri pe care nu le-am verificat prin foarte multe surse științifice. Vreau să vă întreb ceva. Da. Dacă în momentul când, bine, este o anumită vârstă, că dumneavoastră, oricum, o să treceți din viața pământească, să folosesc pământul ăsta, deci o să murim, dumneavoastră, sunteți sigur că mai este încă o viață după viața de pământ? E sigur, da. Am răspuns și la această întrebare. Dumneavoastră n-ați fost atent la emisiune cumva? Nu, că am ajuns mai târziu, deci am ajuns la seara. Stimate domn, nu cunoașteți bazele profunde ale Bibliei, eu le cunosc. Acei Biblia face la mine. Și deci nu avem cu cine discuta. Nu vă supărați, dacă eu mă invitați să discut despre fotbal, vă mărturisesc, nu mă pricep. Vă rog și dumneavoastră să vă spuneți clar că nu vă pricepeți în domeniul acesta care l-am abordat. Unde domnul Corus e stăpân pe situație, vedeți. Deci am scris foarte multe cărți pe tema asta, am purtat discuții până la cel mai înalt nivel religios, nu cu dumneavoastră, cu simpli credincioși, cu oameni cu înalte funcții religioase care mi-au dat dreptate. Trează că Dumnezeu există, da? Da. Asta carte este Biblia. Nu, Dumnezeu nu are nimic de a face cu Biblia. Eu am spus-o nu numai o dată, de mai multe ori. În Biblie e vorba de zei, nu de Dumnezeu. E vorba de zei. Eli, Elohim, Adonai, Shabaot și Iahve. Dumnezeu le-a dat la oameni de aia, fiți aia, la care lumea se închină. E treaba cu fiecare se poate închina la orice. Dar vă spun clar că acești zei nu sunt Dumnezeu pentru că sunt ignoranți, sunt violenți. Dumnezeu nu arată așa. Sunt ignoranți, sunt violenți, sunt imorali la un moment dat. Citiți cu atenție faptele lor ce veți vedea. Corect! Deci nu poate să fie Dumnezeu, n-are cum! Deci Biblia nu e de la Dumnezeu. Biblia a creat-o oamenii sălbatici care și-au creat zei după chipul și asemănarea lor, sălbatici. Însă în acest timp Dumnezeu exista, există și va exista. Putem vă bazați că Dumnezeu există, vă rog frumos. De ce vă bazați că există Dumnezeu? Ce profesie aveți ca să știu cum vă explic? Stimați domnule, eu nu vă rog frumos. Nu, ce profesie și ce studii să știu la ce nivel să explic, înțelegeți domnule? Că nu vă port nici ranchiună, nici râcă, nici n-am nimic împotriva dumneavoastră. Spuneți-mi ca să știu la ce nivel explic. Biblia e fața mea, văd că dumneavoastră nu aveți Biblie. O să trebuia să veniți la străină cu Biblia ca să demonstrați. Tema nu era Biblia, tema discuției de azi erau extraterestri. Hai domnule, asta lăsați extracreștii, o fac alții, asta nu deci, am. Domnule, v-am întrebat, ce profesie aveți ca să știu la ce nivel vă explic că Dumnezeu există și nu există în Biblie, există în univers? Ce profesie aveți și ce studii? Eu, nu, bine, dumneavoastră vă luați după studii sau după cunoștință? Domnule, înțelegeți că în fața lui Dumnezeu,
Trebuie să cunoașteți științific lumea. 2. Să vă comportați moral. 3. Să creați continuu. Ignoranții, leneșii, puturoșii, bețivii, nu au ce căuta în fața lui Dumnezeu, că nu le spune Dumnezeu nimic. E logic, e clar. Și atunci, ce vreți? V-am întrebat și eu ceva. Eu v-am răspuns la toate întrebările. Ce profesie și ce studii aveți, ca să știu la ce nivel vă răspund. Nu, dar nu mi-aș da răspuns. De ce vă bazați dumneavoastră că Dumnezeu există? Vă rog frumos să răspundeți. Deci eu pot să răspund în mai multe feluri funcție de nivelul dumneavoastră de pregătire. Vă rog să-mi spuneți ce profesie și ce meserie aveți, ca să știu. Dumnezeu nu explică după meserii și după profesii și după studii. Domnule, înțelegeți că lumina cunoașterii științifice, da, respectiv a științelor naturale și exacte, vine de la Dumnezeu. Deci, domnia sa ne-a inspirat să le cunoaștem. Pentru a vă putea explica existența lui Dumnezeu, eu am nevoie să-mi spuneți ce nivel de cunoștință aveți, ca să știu în ce limbă vorbesc. Dumnezeu, da, să vă dau răspunsul. Vă dau răspunsul, dar vă rog să vă dau o precizare. Deci Dumnezeu, din ce spuneți dumneavoastră, se pare că dă răspunsul numai la intelectuali și la, mă rog, la profesorul de astea. N-a spus asta, domnul Sabu. Am spus că îl dă la aleși. Că, de exemplu, nu știu, n-ați urmărit emisiunea și acum mă puneți să o iau de la capăt. De exemplu, Thomas Alva Edison, inventatorul becului electric, a gramofonului, a tramvaiului electric și a cauciucului natural și altora, n-a dat decât 3 clase și jumătate primare. Dar a fost un ales al lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a inspirat să inventeze aceste lucruri pentru progresul omenirii. Bun, deci dați-mi exact profesia și studiile dumneavoastră și vă răspund. Sistemul ăsta, pământul ăsta, cum s-a format, cine l-a făcut? Păi vă bătați dumneavoastră că Dumnezeu există, nu dați răspuns, dați sistemul poliție, vă rog frumos. Vă întreb încă o dată ca să pot să vă dau răspunsul. De ce umblați cu șoalda? Ce profesie aveți și ce studii aveți, să știu cum vă răspund. După studii se calculează. Domnul Sabău nu vrea să spună nimic. Dumneavoastră, nu vă supărați dacă nu spuneți ce profesie și ce studii aveți. N-am cum să vă explic. Lucrez în meserie, nu am terminat, lucrez în meserie ca electrician într-un domeniu petrolier. Bun, și ce studii aveți? Câte clase? 12 clase. Bun, deci aveți 12 clase. Bun, da. Ca să știu cum să mă explic. Bun, atunci uitați-vă cum o să le explic. Deci eu susțin că Dumnezeu există în afara tuturor religiilor care se bat între ele, sunt contradictorii, au fiecare mituri mai vechi sau mai noi, fiecare exprimă creația în alt fel. Dumneavoastră v-ați legat de Biblie, dar dacă luați cartea a meridienilor, vedeau acolo pământul e creat altfel, oamenii sunt creați din porumb, în ipoteza vedică oamenii erau creați din picioare și din alte chestii. Bun, iată, dar lăsați-mă să vă explic. Acum, dacă m-ați rugat, eu v-am întrebat, mi-ați răspuns, vă dau explicația. Eu susțin că Dumnezeu există ca o hiperconștiință a toate cunoscătoare și a tot puternică, care dirigează, conduce și asigură progresul omenirii din inferior către superior de mii și mii de ani dinainte de apariția religiilor și va conduce și după ce religiile vor dispărea. Probă. Acum începem demonstrația. Da. În decurs de un an, pe planeta Pământ se nasc, în proporții aproximativ egale, bărbați, băieți și fete. Dacă timp de 10-15 ani se nasc numai fete sau numai băieți, omenirea dispare. Cine asigură acest echilibru perfect dintre sexe? O conștiință invizibilă. Materialiștii spun că e vorba de inteligența materiei vii. Eu spun de acord, dar cine a înzestrat materia vie cu inteligență? Trebuie să existe o hiperinteligență care să o înzestreze? Că de la sine însuși nu se înzestrează nimeni. Cumpărăm un calculator și așteptăm să ne dea informații. Dacă noi am băgat programe, nu dă nimic. Deci, cel care bagă programele de evoluție a omenirii este Dumnezeu. 2. Continuăm demonstrația. În timpul celui de-al doilea război mondial au murit 40 de milioane de bărbați. În primii ani de după război, vă rog să verificați statisticile, s-au născut mai mulți băieți
și mai puține fete până echilibru dintre fete și băieți s-a refăcut. Cine a știut câți bărbați au murit și cine din nevăzut a ordonat să se nască fetițe? Cine a fost atât de atent cu atât de multe milioane de femei să nască fetițe, să nască băieți și nu fetițe, în așa fel încât de echilibru să se refacă? Să vă spun ceva. Cine? În primul rând, Dumnezeu nu ordonează, nu dă ordin, ordonează. Lasă la atitudinea omului să aleagă. Nu, aici e vorba despre legile divine. E vorba de legile divine. Dumneavoastră treceți în alt plan, în relația om-Dumnezeu. Relația om-Dumnezeu este alta. E singura carte pe care se bazează lumea că există un Dumnezeu, că altă carte nu există, care a rezistat mii și mii de ani, da? La doilea rând, acum, femeile, nu știu exact, eu știu că am văzut 7 sau 8 până 10 femei la un bărbat, sau așa ar veni în perioada de tipul ăsta. Nu știu exact, am verificat, să fiști. Sunt femei mai multe decât bărbați. Nu, se ocupă femei la un... proporția e aproximativ egală la, cu circa 2-3%, cu 2-3% mai multe femei dintr-o anumită explicație științifică. Un bărbat poate fecunda mai multe femei. Nu ordonă Dumnezeu la acasă, studia omului se aleagă unde vrea dânsul să se să se bage, să, ori să aleagă binele, ori să aleagă rău. Ori dumneavoastră văd că încerc să mă luați cu al doilea război mondial, dar n-am o treabă cu chestiile astea, stimate domn. Deci, stimate domn, eu v-am întrebat pentru a explica. Lumânarea nu se aprinde pentru ori. Dumnezeu, da? Deci lumânarea nu se aprinde pentru ori, țineți minte. Eu v-am făcut o demonstrație. Da, bine, domn Sabă, mulțumim. Dacă mai vreți să spuneți ceva în finalul intervenției. Stimate domn, da? Nu se bazează pe Biblie, da? Am înțeles. Deci eu nu mă bazez deloc pe Biblie. Biblia este unul din cele 200 și ceva de mituri creaționiste, domnule. E unul numai. Puneți mâna și citiți-le pe toate. Am și recomandat unde le găsiți. În Victor Kernbach, mituri esențiale, sau în dicționar de mitologie generală de Victor Kernbach, sau în istoria religiilor de Eliade. Deci, puneți mâna, studiați-le pe toate și apoi începeți să discutați. Bun, să de tema asta. Astea sunt făcute de oameni pământeri, da? Dacă vreți să mă înțelegi. Nu, dumneavoastră nu vă scurați. Mâncați timpul de emisiune degeaba. Pentru că vorbiți de ceva. Vă pun o întrebare scurtă și v-am terminat. Acum 10 ani exista Dumnezeu? Dar Dumnezeu a existat de când e lumea. Bun, dar lumea din Biblie în ce an a fost creată? Cum? Deci în urmă cu 10.000 de ani recunoașteți că exista Dumnezeu. Lumea din Biblie în ce an a fost creată? Lumea din Biblie, Dumnezeu scrie în Biblie clar. Când a fost, vreau să vă spun ceva. Nu, v-am întrebat clar în ce an a fost creată lumea din Biblie, ca să terminăm cu Biblia asta odată. În anul 3760 înainte erii noastre. Asta părerea noastră? Păi nu! Păi dar dumneavoastră văd că nu aveți habar. Păi ia uitați-vă la anul ebraic. Nu, acum nu suntem în luna Nisan, anul 3, anul 5768. Da, Dumnezeu... Ia mergeți la biserică, la Putna și vedeți, scrie anul cu tare de la facerea lumii. Deci de la facerea lumii este anul 3760 înainte erii noastre. Înainte de aia existau oameni sau nu existau? Exista și Dumnezeu? Păi dacă Biblia e făcută de Dumnezeu, de ce mă bateți la cap, domnule? La început era Dumnezeu, nu exista pământ. Domnul Sabă, uitați-vă ce vă recomand. Vă rog frumos, nu ne bateți la cap cu chestiile astea. Puneți mâna pe carte, învățați și cum discutați, dacă vreți discutăm. Și duceți lumea în ereditare, ziceți că Biblia nu este adevărată. Am înțeles poziția dumneavoastră. Domnul Sabă, dumneavoastră credeți profund în Biblie, iar domnul Fabel Coru spune că nu. Dumneavoastră credeți profund în Biblie, însă țineți minte, când ajungeți la cuvântul Dumnezeu, luați Biblia originală ebraică și veți vedea că nu e vorba de Dumnezeu în Biblie, e vorba de zeii Elohim, Eli, Adonai, Shabaot și Yahu devenit Iahve. Bun, mulțumim. Vă rog, să mă luați. Vă dau
Biblia ebraică, dacă vreți, în originea, dar nu vreau frumos. Am înțeles, domnul Sabă, e regulă. Bine, mulțumim mult pentru poziția dumneavoastră. Revenim și la altă întrebare a oamenilor. E adevărat că guvernul american ascunde adevărul despre extraterestri? Dacă da, de ce nu dezvăluie adevărul? Eu cred în extraterestri, am văzut pe Discovery că s-au arătat unor oameni din altă țară. Domnul invitat e foarte inteligent și spune adevărul. Sunt Marinică Bogdan și am 13 ani, din Slobozia. Da. Cum e? Deci eu, personal, n-am văzut niciodată niciun extraterestru, n-am văzut niciodată nicio navă extraterestră. Am scris însă cel puțin 40-50 de cărți pe această temă, contactele dintre pământeni și extraterestri. De ce? Eu am studiat astronomia și de îndată ce studiez astronomia se deschide poarta către univers. Este imposibil ca viața civilizată să fie apărut pe o singură planetă micuță, numită Pământ, Terra, Gea, cum vreți să ziceți, și nu în întreaga galaxie și respectiv în întregul univers. Deci cu certitudine există civilizații superioare nouă în univers. 2. Eu am studiat literatura ozenistică foarte critic. Deci din 10 cazuri, dacă opresc unul, sub semnul întrebării. La fel procedează distinsul domn profesor Dan de Farcaș, care scrie întotdeauna foarte documentat, nu știu dacă l-ați avut vreodată invitat, documentat pe tema contactelor dintre extraterestre și pământeni. Deci în momentul în care aceste contacte sunt probate cu mai mulți martori care asistă cum l-au luat extraterestrii pe Dan Deaconescu și cum l-au dus pe astronava lor, când 10-15 martori declară același lucru, nu poate fi vorba de păcăleală. În momentul în care cel răpit este supus regresiei hipnotice și îi se scoate din creier tot ce i s-a întâmplat pe timpul cât a fost răpit, iarăși nu mă îndoiesc, pentru că e vorba de un mijloc științific, e vorba de hipnoză, un mijloc medical. Deci, în urma studierii acestor materiale, am ajuns la concluzia că pământenii sunt supravegheați de către mai multe civilizații extraterestre, de diferite tipuri, posibil să fie una și aceeași, dar de diferite rase, începând de la cei mici cu ochii mari până la înalți blonzi, pletoși cu ochii albaștri și așa mai departe, care ne studiază și întrebarea este de ce nu intră în discuții cu noi. Părerea mea e că ne studiază din următoarele motive. 1. Vor să ne cunoască la perfecție evoluția. Au observat că deja suntem în pericol de a distruge planeta cu arma nucleară și arma atomică sau cu arma bacteriologică și vor cumva să intervină. S-ar putea să fim chiar rodul creației lor și sunt curioși în ce direcție evoluăm și încearcă să ne dirigeze către direcția pozitivă. Deci, ei ar putea să aibă multe motive să ne studieze. Întrebarea este de ce nu se prezintă în public să discute face-to-face, față-înfață, cu liderii mondiali. La aceasta nu am răspuns. Legendele că ar fi discutat numai cu americane sau numai cu rușii sunt legende. Nu am răspuns. Posibil ca, din punctul lor de vedere, noi să fim încă sălbatici, incapabili de un contact corect cu ei, incapabil de a înțelege. În cărțile mele de SF, inclusiv în Codul Zamolxe, eu am prezentat extraterestri de tip asemănător, humanoid, asemănător nouă, binevoitor cu omenirea, care au venit să o salveze din această capcană cumplită. Noi avem arme să distrugem întreaga planetă, dar nu avem un sistem sociopolitic mondial care să ne oprească să facem gestul fatal. Un telespectator spune în felul următor: mi-a schimbat viața și am devenit bogat după ce am citit cartea lui Pavel Coruț. Mulțumesc, domnului Coruț. Din câte știți dumneavoastră, cei care au citit cartea respectivă, nu, dar v-au dat și răspunsuri, v-au spus, uite, am aplicat rețeta asta, asta a mers, asta n-a mers. Da. Și care a fost cea mai productivă? Prima surpriză de felul ăsta, când nu mă așteptam deloc, mergeam prin Onești și m-a oprit patronul a două fabrici, inginerul Știrbei.
Și a spus domnul Coruț, vă opriți aici la mine, vine și nevastă mea, uitați-vă ce e în cap, pe masa mea. Cartea Arta Succesul la Români a dumneavoastră. Uh-huh. Eram șomer și acum sunt patronul a două fabrici, una de pompe, una de biscuiți. Ce făcuse concret omul? Deci ce a aplicat sfaturile din acele cărți. Nu pot să reproduc toate cărțile. Nu, așa, nu deci, are. Deci sfaturile din acele cărți. Biscuiți, îi spusese dumneavoastră în carte? Nu, eu am spus altceva. Cum se mobilizează subconștientul pentru a deveni foarte puternic, foarte încrezător. În cartea care este acum în vânzare și este foarte bună, Formula Fericirii, am spus și cum se acționează în așa fel încât să obții ocrotirea divină. Poți să te rogi la Dumnezeu să nu plouă până nu mai poate, cum s-au rugat toți popii. A plouat în continuare, e o lege naturii, nu poți să o oprești. Există însă metode de a opri științific. Poți să oprești ploile științific sau să îndiguiești. Ei, eu învăț oamenii în aceste cărți să-și folosească enormele potențe psihofizice pentru a își selecta una, două afaceri de succes și a obține succes. Și într-adevăr am întâlnit mulți. Am intrat într-un magazin să-mi cumpăr un suc, că eram înresetat. Și a început să plângă proprietarea că m-a văzut. Domnul Coruț, dumneavoastră, magazinul meu. Magazinul ăsta, dumneavoastră, mi l-ați făcut. Cum mi l-a făcut? Păi ce, fiica nu avea încredere, dar eu am pornit după cartea aia dumneavoastră, Formula Fericirii, și am făcut întâi un chioșc, l-am dezvoltat, am câștigat și uite acum am magazinul ăsta, sunt proprietar. Zic, păi dumneavoastră ați reușit, eu v-am dat numai impulsul inițial. Deci cărțile mele de Arta Succesului, alea 15, asta dau impulsul inițial. Dintre cele aflate în circulație, cele mai bune sunt pentru tineri, vom trăi omenește, iar pentru cei maturi sunt cartea Arta Succesului la pentru copii, pentru a învăța copiii de mici să reușească de la vârste fragede, Formula Fericirii sau Către Culmile Succeselor și Cartea Creatorilor de Bani. Cartea Creatorilor de Bani e pur brută, adică vin cu ideea. Domnule, nu ești în stare să faci altceva, dar poți să pui murături la borcan? Da. Eu m-am săturat să iau murături poloneze și ungurești, vreau să iau murături românești. Acum iau, când mă duc în magazin, iau murături de bufte. Da, le-a făcut reclamă. Dar n-am spus ce firmă. Dumne, sunt românești? Bun. Măcar atâta știi să faci. Începând de la simple, cele mai simple operații în care nu-i nevoie de investiție mare și până la cele la care e nevoie de investiții, dar există și posibilități de a obține fonduri europene pentru ele, la IMM-uri. Deci pe tema asta lupt eu, lupt Arta Succesului la Români. Dacă îmi doresc un post de televiziune pe cinstite, mi-l doresc, nu să intru în concurență cu Dan Deaconescu. Am văzut și mesaje că trăsătorii vor să propună să facă un cont, să se adune bani, să vă faceți televiziune. Că este ce se întâmplă? Anul ăsta mi-au solicitat americanii drepturile de autor și sper să-i buzunăresc de 2-3 milioane de dolari. Să se vândă cărțile dumneavoastră în America. Da, pe la ora asta se vând în Canada, America. Să se traducă. Nu se traduce. Deci Spania, Germania, Franța, Israel, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Dar acum vreau să le traduc, să iau bani, să fac un post numai pentru treaba asta. Să învăț pe oameni să câștige bani în țara noastră românească, punând în valoare tot potențialul începând de la pământ. Atenție, avem 9 milioane de hectare de pământ. Știți câte sunt lucrate? Am auzit și eu de la un specialist de la agricultură. Jumătate. Păi eu văd peste tot numai vii, livezi, poate am eu obsesie de țăran. Văd numai vii, livezi, aranjate frumos, câmpii, roditoare. Uitați-vă o chestie, o producție pe care românii ar putea de care s-ar putea ocupa și nu se ocupa. Arahide. Să-ți crevâni și la arahide. Arahidele cresc în România. Așa cu migdalele m-ați lăsat. Arahidele cresc în România, domnule, și de ușor de cresc. Interesator care zice că s-ar fi îmbogățit în urma unei cărți, dar dumneavoastră sunt curios să-l aud. Domnul Cătălin, bună seara. Bună seara. Bună așa seara, e? Chiar așa v-ați îmbogățit după o carte de-a lui Coruț? Bună seara, domnule Diaconescu. Bună seara, domnule Coruț. Și vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Că m-ați ajutat foarte mult în viață. În 94 terminasem facultatea și pur și simplu stăteam acasă și nu făceam nimic, n-aveam niciun viitor. Și mi-a picat în mână cartea dumneavoastră și am zis, măi, chiar așa, mai rău nu poate să fie. Dar care dintre cărți? Arta Succesului la Români. Așa.
și am zis, mai rău nu poate să fie. Ce se întâmplă dacă aplic ceea ce scrie în cartea aia, n-am cum să pierd. Că mai mult decât pierd, decât n-am acum, adică nimic nu pot să nu am. Da. Și atunci, mai mult s-ar putea să am. Ideea este că de atunci am învățat, datorită domnului Corus și foarte frumos cum a explicat în acea carte, pe înțelesul tuturor, să-mi folosesc puterea subconștientului și mai mult decât atât am învățat să fac bani din nimic. Că ne puteți spune concret, domnul Cătălin, ce ați făcut? Inițial am lucrat pentru o firmă de distribuție. Eram agent de vânzări și mi-am dat seama că e o chestie care mă plafonez în chestia aia. După care am intrat într-o firmă de publicitate și acolo mi-am dat seama că există foarte multe oportunități. Și iată că astăzi am propria mea firmă și lucrez în toată țara și câștig destul de mulți bani la care nici nu mă așteptam atunci. Trebuie să vă spun, domnule Corus, că am mai trecut prin câteva momente grele de atunci. Și eu am trecut, vă dați seama. Da, și când am trecut prin acele momente, am luat din nou cartea dumneavoastră, am recitit-o și mi-a dat un nou impuls. Sincer, după ce am citit cartea dumneavoastră la vreo 3 ani, cred, mi-au mai picat în mână și alte cărți de genul ăsta, dar scrise mai dificil. Iar acum cred că este plină, sunt pline librăriile de astfel de cărți, dar nu atât de ușor pe înțelesul fiecăruia. Pe înțelesul fiecăruia vă recomand insistent Formula Fericirii, e foarte bună, de asta vreau să o vând chiar acum în luna mai la englezi. Formula Fericirii este foarte bună și Cartea Creatorilor de Bani. Asta le-am în pregătire pentru vânzare în străinătate. Asta înseamnă că ați lansat-o de curând. Da, Cartea Creatorilor de Bani de câteva luni, Formula Fericirii a lansat-o tot aici, într-o noapte, și a ajuns acum cam la 150.000 de cititori. E bună pentru că vă organizează foarte bine gândirea, subconștientul, forțele, și alături vine Cartea Creatorilor de Bani cu câteva sute de rețete. Aveți firma dumneavoastră, dar mai faceți una alături, încă una alături. E bine să aveți, știți cum spune englezul, don't put all the eggs in the same basket. Nu puneți toate ouăle în același coș. Să aveți mai multe afaceri și să mergeți, dacă nu iese într-o parte, iese din alta. Da, aici aveți dreptate. Ceea ce am remarcat însă, teama românilor, de a crede în mulți ani, tot cresc în prostiile astea. Dar sunt științifice, că doar nu le-am inventat Corus, pe cinstite. Eu le-am sintetizat, le-am inventat încă din urmă cu 100 și ceva de ani, oamenii care au pus bazele acestei științe. Emil Cuie în domeniul subconștientului și vindecării, Dale Carnegie cu arta de a reuși în viață, americanul. Deci știința asta este veche și tot s-a sistematizat și s-a diversificat. Nu am inventat eu astea. Și dacă nu reușeam, eu nu vă dădeam dumneavoastră o carte să mergeți la păcăleală. Eu am reușit, cinstite. Din simplu șomer am ajuns scriitor de consum, am vândut foarte multe cărți, am strâns mulți bani, am și pierdut mulți bani, că am fost fraier. Recunosc că nu m-am născut deștept, că dacă mă nășteam deștept eram multimilionar și eu aveam postul acum și l-aveam pe Dan invitat. Da, da. Dar nu, am avut bani, pe cinstite am avut $1,000,000, dar nu gândeam atunci că ar trebui să fac un post de televiziune pentru creatori. Ei, acum gândesc și îl voi face, nu, fără niciun fel de ofertă publică de la nimeni. Eu câștig banii de la englezi și de la americani și îi aduc în țară și facem postul. Un post pentru creatori. Vă rog, da, domnul Cătălin. Un singur lucru voiam să vă mai spun. Da? Dumneavoastră ați spus o chestie mai devreme destul de interesantă și iarăși poate puțin cred în chestia asta. Eu am făcut
ce a spus dumneavoastră, adică cred că de 5 ani de zile nu am mai pus alcool în gură și vreau să vă spun că nu numai că mă simt foarte bine. Ați întinerit cu zvani. Dar probabil. Eu am 18 ani de când am pus măcar o bere în gură. 18 ani, dar înainte de asta beați tare? Adică înainte eram o șter de marină, domnule, nu spun adică... mai nimic mai mult. Nu, erați că eu am scris iubirile unui marinar. Domnule Coruț, mai este o problemă. Sunt foarte mulți români reticienți la aceste păreri ale dumneavoastră. Exact ce vă spuneam și spuneau, cum, domnule, adică numai dacă gândești pozitiv, crezi că ai succes și te umpli de bani? Domnul Cătălin, eu am spus adineori ceva interesant pentru domnul Sabău. Lumânarea nu se aprinde pentru ori. Deci eu am aprins o lumânare, dar am aprins-o pentru cei care vor să vadă. Deci, în momentul în care gândești, îți organizezi creierul, îl mobilizezi, îl programezi pe o anumită direcție, creierul începe să funcționeze, începe să caute soluțiile, începe o dezbatere între soluții, învinge soluția cea mai bună și încă ceva. Intrați concomitent în legătură telepatică cu alte persoane care au aceleași preocupări și se însumează energiile. Iar a toate cunoscătorul și a toate creatorul vă inspiră atunci. În momentul în care aveți preocupări creatoare, sunteți inspirat de Dumnezeu. În momentul în care aveți preocupări de leneșe, de beție, de scandal, de hoție și așa mai departe, nu vă inspiră nimeni. Adică aici, vă inspiră numai sălbăticia. Da, aici aveți dreptate. Să știți că am trecut prin momente în timpul, deci din 94 până acum, au fost perioade când eram foarte deprimat de anumite mersuri ale afacerii, încât eu însumi îmi făceam practic afacerea să ducă spre faliment. Și v-am spus, în momentele astea am luat cartea dumneavoastră, am recitit-o și mi-am dat seama, băi, eu trebuie să gândesc pozitiv și trebuie să gândesc ca un învingător, nu ca exact. Un învinț. Exact, am scris pe tema asta și planul învingătorilor, nu știu dacă ați pus mâna pe ea. Planul învingătorilor este primul manual scris de mine și ultimul de parapsihologie. Însă nu e vorba de mistică, am observat că pe piața românească au apărut mai multe cărți de mistică, aiureal, feng shui și alte prostii declarate paranormal. Nu, în cartea Planul învingătorilor îi explic fenomenele paranormale curente, adică telepatia, telechinezia, pirochinezia, retrocogniția, premoniția, cititul viitorului, cititul gândului, fenomenul deja vu și alte fenomene nesul ăsta. Totul științific, pentru că, vedeți, Dumnezeul nostru ne-a impus să fim raționali. Dacă n-am fi fost raționali, am fi delirat mistic prin crește. Fiind raționali, suntem îmbrăcați la costum, stăm în fața camerelor de televiziune, vorbim prin telefon. Dumnezeu ne-a învățat să fim oameni moderni. Dacă mai vreți să spuneți ceva în final... Hai că mai sunt și alții care așteaptă. Corect, da, așa este. Domnul Cătălin, eu vă urez să vă îmbogățiți și nu uitați, de câte ori sunteți în încurcătură, nu puneți numai mâna numai pe cărțile mele, repetați următoarea formulă. Dumnezeu mă inspiră, mă ajută și mă ocrotește, fapt pentru care voi învinge. Repetați formula asta în fiecare dimineață și seară, pentru că vă dezvoltă o putere sufletească extraordinară. Dumnezeu mă inspiră, mă ajută și mă ocrotește. Fapt pentru care reușesc în tot ce îmi pun în cap pozitiv, desigur. Bine, domnul Cătălin. Da, vă mulțumesc foarte mult și pentru mine a fost chiar o onoare să vorbesc cu dumneavoastră. Mai ales că v-am spus, de la dumneavoastră am avut cum îi spuneați dumneavoastră? Impulsul inițial. Impulsul inițial, ăsta este. Exact, da, bine. Așa este. La revedere, multă sănătate. Mulțumim mult, domnul Cătălin. Iată un prim îmbogățit pe care îl ascultăm și noi în direct, îmbogățit de cărțile lui Pavel Coruț. După 10 secunde revenim la ceea ce ne-ați promis, afacerea cu arahide, să ne îmbogățim, care este cea mai tare. Să nu numai aia, sunt multe mai multe, da? Frumos să ne zice și despre sănătate foarte multe lucruri. Unii vă întreabă cum să se lase de fumat, alții de băutură, alții care e secretul acestei autosugestii de care dumneavoastră amintiți, să se facă brusc toți oamenii sănătoși.